Salut și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc! Sunt Camelia Tița, prietena voastră, și astăzi, la Gânduri cu Tâlc, vreau să vă vorbesc un pic despre urme și efecte. Tot ceea ce există pe lumea asta produce efecte, lasă dâre, urme, și toți putem să fim și suntem beneficiarii acestor efecte ale tuturor celor care există în acest tot al creației. Și mă aflu aici, într-un parc extraordinar de frumos, un parc istoric încărcat cu multă emoție, cu multă istorie, cu multe urme lăsate în viețile oamenilor. Este parcul de la Băile Govora, v-ați dat seama, orașul unde eu am deschis ochii conștiinței, unde am crescut și unde am simțit toate aceste lucruri și văzut cu inima din cea mai mică copilărie. Și privesc acum această statuie care se numește Maternitate, o statuie foarte frumoasă, care între timp a fost vopsită cu verde, probabil ca să intre în peisajul, să se asorteze, să zicem, cu natura, altfel nu știu de ce a fost vopsită așa. Mă uit acum la brazii arborii foarte, foarte maturi, foarte mari, foarte groși, înalți, încărcați și ei de ani. Mă uit la aleile unde ne plimbam ca și copii și unde întâlneam foarte mulți oameni care veneau la stațiune. Privesc parcul de undeva de aici de sus și mi-aduc aminte cum centrul stațiunii Băile Govora era atât de populat încât nu aveai loc să treci, deci era foarte, foarte aglomerat, foarte frumos. Privesc cerul de care m-am bucurat până la 14 ani când am plecat din Băile Govora și îmi amintesc cu plăcere de toate lucrurile de care mă înconjuram și care aveau un farmec aparte pentru mine în viața mea. Și așa este pentru noi toți, dragilor. Lucrurile au efecte în sufletul, în viața noastră și lasă dâre. Așa este și cu oamenii. Și noi lăsăm dâre în istorie și în viețile oamenilor. Și acum închei acest gând cu tâlc întrebându-te: care sunt dârele pe care tu le lași în urma ta? Care sunt efectele pe care le ai în viețile oamenilor din jurul tău? Oare sunt efecte bune, benefice, oamenii învață ceva de la tine, îi ajuți? Sau poate că simți altceva? Oricum ar fi, este timp și poți să faci oricând schimbarea în bine, evident. Să ne fie de folos tuturor!